Ne aflăm la cea mai înaltă cote a orașului București. Conform celui mai recent studiu de audiență radio desfășurat în perioada 31 august-13 decembrie 2020, Radio Zuj reconfirmă poziția de cel mai ascultat post de radio din București, cu o medie de 242.800 de ascultători unici. Față de vara acestui an, postul înregistrează o creștere de 12%. ZU a acumulat cele mai multe sferturi de oră pe segmentul de vârstă 18-49 de ani și deține 17,7% din cota de piață. Se înregistrează creșteri consistente la nivelul cotei de piață de 53% față de toamna 2019 și de 23% față de valul anterior din 2020. În București s-au înregistrat 148.400 de ascultători unici, numărul acestora fiind cu 6% mai mare comparativ cu valul anterior din 2020. Campania Orașul Faptelor Bune a adus la oaltă milioanele de ascultători care au dat o mână de ajutor celor 50 de cauze prezentate în fiecare din cele 7 zile continue de emisie, un maraton în care eroi au fost românii din toată lumea. În total au fost făcute donații de peste 700.000 de euro. Vreau să pun și eu 1.000 de euro pentru Dănuț. Wow! Hey, 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 hey! Aș spune și 1.000 de euro pentru Dănuț. Și vreau să subonez 100 de euro. Dănuț! În ajun de Crăciun ești la Viena. Mulțumesc. Să mulțumim frumos pentru suma de bani. Ce-ți dorești tu cel mai mult și mai mult? Să te facă tati bine. Radio Zoo ocupă locul 2 la nivelul publicului comercial din urban cu o medie de 839.400 de ascultători unici. La nivelul cotei de piață, Radio Zoo a ajuns lider în toamna 2020 cu o medie de 16%. Comparativ cu toamna 2019, cota de piață a Radio Zoo se apreciază cu plus 19%. Zi de zi, postul este ascultat în medie de 1.234.800 de ascultători unici. Și Marea Unire ZU a adus românii din toate colțurile lumii la un loc. Mihai Morar și Daniel Buzdugan au desfășurat cel mai mare concert din pandemie. Peteș petrece, Galaș petrece, Verona petrece, Chicago petrește, Dobroiești petrece, Ibița, e live pe ZU. 7, 6, 5, 3, 2, 1. Bă, nici numărătoare invers să nu ne ieși. La mulți ani! Dumnezeu să ne dea un an mai bun, frați români, de oriunde ați fi. Doamne ajută! Vă mulțumim tare, tare mult că sunteți cu ZU. La nivel național, Radio ZU are zilnic 1.832.800 de ascultători. Comparativ cu toamna 2019, crește numărul sferturilor de oră ascultate cu plus 19%, Radio ZU înregistrând peste acest val o medie de 10%. De asemenea, interesul ascultătorilor față de programele ZU a crescut ușor în rândul publicului comercial. La nivel național, pe segmentul de public comercial, Radio ZU a fost ascultat de 1.263.600 de ascultători unici.